Un jertoșav trebuia să accepte cele șapte legi ale lui Noe în fața unui tribunal rabinic cu cel puțin trei martori. Primea anumite beneficii și privilegii în mijlocul comunității. Abordarea relațională dintre iudei și neamuri era modificată și porunca scripturală de a ajuta pe cel în nevoie intra în vigoare. Legea iudaică interzice iudeului să ajute unul dintre neamuri. Această informație, un pic mai amplă, ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat în faptele apostolilor 15 la Conciliul de la Ierusalim. Când apostolii au cerut în neamurilor să înceapă a păzi doar patru porunci, aplicau de fapt un criteriu strict din sistemul religios iudaic cu două diferențe. 1. Credinciosul dintre neamuri care avea credința în Mașia nu mai trebuia să împlinească poruncile cerute de sistemul religios iudaic. 2. În fiecare șabat asistau la sinagogă pentru studiul sistematic al torei, urmând progresiv să o împlinească. Așa înțelegem că cerința apostolică de la Consiliul de la Ierusalim nu a fost ca pentru toată viața neamurile să păzească doar patru porunci, ci s-au sprijinit oarecum pe o metodă particulară iudaismului pentru o bună gestionare a situației create atunci. Chiar în capitolul cu Pricina scrie că s-a părut potrivit Duhului Sfânt. Gerzedek, acest termen semnifică rezident neprihănit și era folosit în iudaism pentru prozeliții care trăiau în Israel. Pentru o femeie sau pentru un bărbat care s-a născut între neamuri după ce trecea printr un procesul complet de trecere la iudaism sub supravegherea tribunalului autorizat, cel Gert beneficia de toate privilegiile, obligațiile și statutul social pe care orice iudeu din naștere îl avea. Putea împlini poruncile privitoare la jerfe și voturi la templu, ceea ce celor neconvertiți nu, era, nu le era permis. Potrivit legii rabinice, o convertire la judaism trebuia efectuată și îndeplinită prin următoarele cerințe. Tăierea împrejur la bărbați Botezul sau baia rituală, atât la bărbați, cât și la femei. Aducerea unei jerfe corban la templu. De la cel convertit la iudaism se cerea să înțeleagă și să accepte obligațiile legii iudaice. Când le accepta și le împlinea, tribunalul îi întocmea un certificat de convertire. Își care arăta în mod oficial că noul convertit era ca și iudeul. Această convertire era unică și validă în iudaism. Astăzi, la fel este valabil cu mici variațiuni. Care e legătura dintre toate aceste explicații și termenul sub lege? Tim Hag a scris în comentariul asupra cărții romani următoarele ca un rezumat sub lege înseamnă să te afli sub pedeapsa ei sau îi descrie pe aceea care se bazează pe Tora pentru a le da un statut iudaic lucru care din perspectiva lor se consideră o membralitate în legământul făcut. Prin urmare, sub pedeapsa Torei este în contrast cu a fi sub Har Aceia care se află sub lege sunt fie iudei, fie neamuri prozelite, care se bazează pe statutul lor iudaic, considerându-se parte a legământului. În contrast, aceia care se află sub har au avut încredere în darul lui Elohim pentru mântuire, fiind un act de milă din partea Creatorului. Când cineva, fie iudeu sau prozelit, se supunea regulilor sistemului religios, iudaic, tehnic vorbind, era sub lege. Se punea legea rabinică ca și autoritate pentru a hotărâ justiția și neprihănirea înaintea Creatorului. Ne întâlnim cu alte două concepte importante pentru o și mai bună înțelegere. Doraita și Drabanan acești termeni sunt aramaici și erau folosiți de rabini în discuțiile pe care le aveau referitor la legea lor rabinică. Droita de la Tora și de raban, Rabanan de la rabini. Cu alte cuvinte, când se vorbea despre o poruncă scrisă în Tora, se folosea expresia mitzva Doraita, poruncă din Tora, iar când era vorba de o poruncă dată de un rabin, foloseau expresia mitzva de rabanan. Din iudaism 101 există o porțiune în care se vorbește de legea iudaică și zice următoarele. În afară de legile care vin direct din Tora, mai sunt și legi promulgate direct de rabini. Aceste legi rabinice se cunosc ca porunci chiar dacă nu se află printre cele 613 scrise în Tora. Mitzvot Rabanan sunt considerate unite cu cele din Tora, dar există diferența prin metoda lor de aplicare. Poruncile de Rabanan sunt împărțite în trei categorii, dar ne vom opri doar la una, Guezera. Enciclopedia iudaică o definește astfel, goezera legea emisă de un rabin ca o măsură preventivă ca și când de un paznic ar fi vorba, o restricție în general. Termenul este aplicat poruncilor cu caracter negativ. O Ogoezera era deci o lege rabinică care se atașa la tora ca un fel de paznic. Nu era tora însă, ci era pusă în jurul poruncilor. Ei știau acest concept. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Iahușoa ca să fim socotis neprihăniți prin credință. Cuvântul din creacă pentru îndrumător este tutor sau paznic, a cărui slujbă era aceea de a duce copiii la școală. Când Pavel spune îndrumătorul nostru, se referă strict la conceptul rabinic, la acea expresie relaționată cu legea rabinică și nici de cum cu Înainte de venirea lui Mașia, legea iudaică funcționa ca un paznic precum un tutor care el determina statutul acelei persoane în relația sa cu tatăl. Dar cu venirea lui Mașia, acest paznic nu mai este necesar pentru că îl avem pe el. Acum, prin Iașua, putem cunoaște cum să ascultăm și să păzim poruncile Divinului, fără tradițiile și poruncile impuse de oameni. Pavel scrie galatenilor o audiență care cunoștea limbajul său, deoarece el a fondat comunitățile lor și erau tentați să urmeze învățăturile iudeilor rabini, care susțineau că doar așa făcând puteau fi acceptați în comunitate și societate. Ca și concluzie, îndrumătorul era legea rabinică și a fi sub lege era o expresie lingvistică, un termen tehnic rabinic care presupunea ca cineva să se supună sub sistemul iudaic-ortodox pentru a căpăta neprihănirea în ochii tatălui. Pavel spune nu la acestea căci toți sunteți fii ai lui Elohim prin credința în Yahshua. Din nou, ceea ce se vede în fapte 15 la conciliul de la Ierusalim, unde apostolii au hotărât prin roah, este ca metoda de includere a neamurilor alături de iudei să fie prin credința lor în mașia și nu prin jugul riguros al procesului ortodox de legi rabinice. Ne imaginăm de ce au vrut să îl omoare pe Pavel, deoarece era de neconceput pentru un iudeu să afle că legea omenească este pusă mai jos față de credința în mașia a celor care doreau să facă parte din poporul și cultura lor. De aceea, Cartea Galaten este răspunsul sau continuarea sau înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat în fapte, capitolul 15. Toți care ați fost botezați pentru Iașua, v-ați îmbrăcat cu Iașua. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Iașua Hamașia. Și dacă sunteți al lui Iașua, sunteți sămânța lui Abraham, moștenitor prin făgăduință. Toți care au fost botezați în Iașua fac parte din descendența lui Abraham. Nu mai este nici iudeu, nici grec, toți sunt una părtaș al aceleiași promisiuni făcute lui Abraham. Deci, Pavel le spune Galatenilor că pentru a beneficia de aceste făgăduințe nu mai este necesară legea rabinică. Cel sclav versus cel liber. Odată ce s-a lămurit că a fi sub lege înseamnă căutarea unei neprihăniri prin legea rabinică, deci o lege omenească, și că Pavel le, la acea lege rabinică se referă când o numește îndrumător paznic, Galateni 4 începe să capete al sens. Termenii, dacă sunt cunoscuți, putem continua citirea cărții până la sfârșitul ei. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Ci este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Noi, cine, cu cui vorbește Pavel? Pavel fiind iudeu, vorbește iudeilor. Spune că erau robi învățăturilor din lume. Și care erau acelea? Legile rabinice impuse de oameni. Nu legea lui Moșe. Pavel nu a numit niciodată legea divinului învățătură omenească, Versetul 4. Născut sub lege, iarăși Pavel apelează la tehnicismul rabinic. S-a născut Mântuitorul sub legea iudaică? Clar. Versetul 5. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, adică pe aceia care erau sub influența sistemului religios rabinic. Așa și ei puteau deveni copii prin credința în Mașia și nu prin legile rabinilor. Versetul 6 și pentru că sunteți fi o traducere mai bună este cea din greacă care sună acum puteți fi fi ai lui Elohim, că cel a trimis Duhul său care strigă Ava, adică tată. Versetul 7, așa că nu mai ești rob, adică nu mai ești rob obiceiurilor vechi avute înainte de venirea lui Mașia, al sistemului religios și devii moștenitor promisiunii făcute lui Abraham, care după ei considerau că beneficiau de această făgăduință prin convertirea exclusivă la iudaism. Cu alte cuvinte, voi galatenii care ați crezut în Mașia sunteți considerați copiii lui Elohim. Nu căutați să vă alipiți la Israel prin intermediul sistemului religios rabinic ați fost deja altoiți la măslinul natural prin credință. Versetul 8. Erați rob celor din firea lor, nu sunt Elohim, adică asimilați în culturile și crezurile națiunilor păgâne. Versetul 9. După ce ați fost cunoscuți de Elohim, cum vă mai întoarceți la acele învățături începătoare, slave și sărăcăcioase? Dacă tatăl ei e eliberat din sclavia lumească de obiceiurile și tradițiile păgâne pentru a fi liberi în poporul Israel prin credință în Mântuitor, cum să dorească sclavizarea din nou la învățăturile slabe ale iudaismului? Versetul 10 la 11. Voi păzi zile, luni, vremuri și ani. Vremuri, zile și ani, adică ce este poruncit în Tora sau ce spune legea rabinilor? Evident, este vorba de legile oamenilor impuse de ei, celor care doreau să urmeze iudaismul. În cadrul iudaismului sunt sărbători nemenționate ca porunci în Tora, și cu toate acestea sunt privite ca porunci și împlinite. Unele au și fost adăugate la Tora de rabini. Versetul 12. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. De la versetele 12 la 16 nu ne este greu să ne dăm seama că Pavel le amintește galatenilor de primii ani când a început munca cu ei sacrificându-se chiar și când a fost bonlav. În versetul 16 Pavel nu îi mai vedea la fel. Versetul 16. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Versetul 17: Nu cu gând bun sunt plini de râfnă pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râfnă pentru ei. Cine erau aceia care aveau râfnă? Cei care învățau o altă evanghelie. Obiectivul lor era și discreditarea lui Pavel, cu scopul de a câștiga adepți pentru ei. Versetul 18. Este bine să fi plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Versetul 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua mașia chip în voi, ca și când la nimic nu a folosit ceea ce Pavel i-a învățat și că trebuiau luați de la început. Versetele 20 la 21. Spuneți-mi cei care voi să fi sub lege, n voi legea? Expresia din nou folosită sub lege, adică sub legea rabinilor. Versetul 22, căci este scris că Abraham a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Aceștia știm toți că au fost Ismael și Ițac. Versetul 23 Dar cel din roabă s-a născut în chifiresc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Cunoaștem că Ismael a venit ca rezultat al nerăbdării lui Abraham și Sara, de aceea această istorie este un exemplu de a pretinde să apucăm binecuvântările lui Elohim prin efortul propriu. Versetul 24. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai naș naște pentru robie și este agar. Pavel se referă la cele două femei ca la cele două legăminte, unul de pe muntele Sinai. Întrebarea ar fi, se referă când s-a dat legea Torah? Versetul 25. Dă răspunsul că Ceagar este Muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Aici arată starea actuală a Ierusalimului, adică o stare de robie. Dar cine ține Ierusalimul în robie? Cumva Tora? Bineînțeles că nu, ci sistemul religios al iudaismului. Acel sistem care și-a arogat dreptul de a determina prin legi proprii cine este mântuit și cine nu, printr-un anume mod de a împlini poruncile din Tora sub criteriile rabinilor. Pavel mereu a fost coerent. În toată cartea a spus că iudaismul a fost cel care a produs clavie și opresiune asupra poporului și că doar credința în mașia care te duce la împlinirea poruncilor scrise în Tora aduce adevărata libertate. Acest lucru l-a spus și Mântuitorul, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și uciți cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Să nu cădem în eroarea că dacă vedem pe Mântuitor și Apostolul Pavel că fac referire la Ierusalim în mod negativ, atunci înseamnă că toți locuitorii Ierusalimului sunt în aceeași situație. Să nu permitem antisemitismului să se nască în mintea noastră cum că Tatăl a blestemat și a respins poporul ales. Trebuie să urmărim doar consecvența în cuvintele lui Pavel, menționând doar sistemul corupt care domnește în Ierusalim. Versetul 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobot și el este mama noastră, liber de orice sclavie, de orice învățătură omenească, pentru o trăire în ascultare totală doar de tatăl. Versetul 28. Și voi, fraților, ca și Ițac, voi sunteți copii ai făgăduinței, fără necesitatea de a ne câștiga dreptul de copii prin mijloace omenești. Versetul 29 și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chifires prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, adică sistemul religios iudaic care nu a crezut în Mașia prigonea pe cei care au crezut. Îndemn la a trăi în libertate. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Având în vedere tot ce s-a scris până acum, reiese clar la ce juc se referă Pavel, la iudaismul religios ca mijloc de apartenență la Israel. Versetul 2. Dacă vă veți tăia împrejur, mașia nu vă va folosi la nimic, adică dacă se supun legislației rabinice a modului lor de tăiere împrejur, nu folosește la nimic credința, însă Pavel nu luptă împotriva poruncii din Tora care cere tăierea împrejur, ci împotriva triva modalității și mijlocului prin care această poruncă să fie dusă la îndeplinire. Versetul 3. Și mărturisesc și încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Care lege? Legea rabinică, odată ce intri sub... Uh, vigența ei trebuie împlinite toate sărbătorile, obligațiile și poruncile legii rabinilor. Versetul 4. Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de mașia, ați căzut din har. Această frază este uimitoare pentru acei galateni care au fost convinși de iudei că se, să se supună procesului de convertire prin legea iudaică. Pentru Pavel era echivalentul că au căzut din har.